Salut, băi șacalilor! Ce faceți? Sunt aici cu bunul meu prieten Alberto într-o frumoasă seară în care amândoi suntem doi burlaci care stăm singuri la casele noastre pentru că n-avem niciunul vreo gagicuță cum ar veni. Mă voi duce să mă culc pentru că este foarte, foarte târziu și... Băi! Băi, prietene! Băi, hei! Băi, eu înțeleg că ai... Uite, are insomnii. Măi, prietene! Măi, Gustavo, măi! Dă-te, mă, din pa... Uite, dă-te mai încolo să încap și eu lângă tine! Dă-te un pic... Dă-te, mă, mai așa, Gustavo! Vreau să încap și eu lângă tine! Bine, am înțeles, nu mă voi culca! Prieteni, trebuie să facem 30.000 de like-uri la episodul ăsta pentru că azi vom bate dragonul, prietene! Ce să batem dragonul? Nu, nu, mine să cred! Vreau să vă zic că oficial am activat butonul de alăture-te pe canal la mine, l-aveți chiar acolo de desubt, lângă abonează-te dacă vreți, puteți să deveniți parte din comunitatea șacalilor! Și pe fiecare lună poți să fii ori bebe șacal, ori șacal, ori tata șacal, puteți să aveți oricare dintre aceste rancuri și să beneficiați de beneficiile canalului, ca să zic așa. Devino și tu un membru șacal. Ok, să înțeleg că Gustavo nu o să se dea prea curând de acolo. Bine, Gustavo, mă rog. Bine, Gustavo, mă duc să mă culc cu prietenii tăi, dacă nu vrei tu. Deși nu știu cum a ajuns Gustavo acolo. Bine, noapte bună, trebuie să fii odihnit ca să bat un dragon. Așa se întâmplă în viața reală, prieteni. Trebuie să fii odihnit, să te culci la ora 9 seara, cum zice mama ta, ca să poți să bați un dragon. Ia să-l văd pe ăsta. Măi, prieteni, bă, să nu cu... Deci dacă ai ieșit... Bă! Stai înapoi, n-auzi, stai. Băi, băi, Gustavo, Gustavo. Bravo. Nu că... Du-te în casă. Prieteni, trebuie să ne pregătim bine. Avem nevoie de poțiuni ca să putem bate dragonul. Ia să vedem, am aici o poțiune de asta, așa nu am nevoie. Pentru a putea bate dragonul avem nevoie de niște super, super chestii importante din Nether, care să fac poțiunile de slow falling, adică de căzut încet, ca să cad așa încet, în caz că un dragon, BOM, o să-mi dea așa bucata și să dea BOM. Cum ar veni, știi, prieteni, aveți foarte mare grijă cu dragonul. Ce mama n-ai? Prieteni, am și o mică întrebare. Unde găsesc eu niște Nether warturi de alea? Pentru că am foarte mare nevoie voi ca să pot bate dragonul. Hello, anybody here? Man. Hello, hello guys. Guys, I'm right here, please. Ok, nu-i nimeni aici, ok, no problem. Mamă, deci mă mir că mai filmează camera asta pentru că am scăpat-o, frate. Doamne. Prieteni, cum a scăpat camera asta, nu vine să crem eu rușine de mine. Doar dacă aflam că am scăpat camera, vai de capul meu. Stăteam așa frumos cu picioarele pe masă la serial și erau, camera era fix aici lângă... Băi, aaa, povestez, n-auzi. Uite așa stăteam la serial, uite așa ca Alexandru. Stăteam așa cu picioarele așa pe masă cum ar veni și camera era fix lângă mine și am zis, mă uit așa la cameră și zic, băi, o să-i dau un picior, că nu știu cum se întâmplă, dar o să scap. În secunda următoare îi dau un picior, dar din greșeală. Și-o căzut camera, eu după cameră, eram eu pe jos, camera pe jos, am zis gata, s-o terminat și cu vlogul, 600.000 de abonați, doamne aștept, mai bine, am terminat-o, prieten, gata. Bă, am nevoie de Nether Warden, prieten, ca să bat dragonul. Nic prostule, de ce nu le-ai luat înainte de visor, le-ai acum să-l plictisesc eu. Promit, prieten, că mă mișc de repede pot eu ca să iau acele Nether fucking Warden-uri. Unde sunteți? Mă, trebuie să fie o cameră așa mai pătrată, uite ceva în genul ăsta. Hello, Nether Wards here. Please, say something. Please, come on, guys. Please, tell something. Prietene! Sfârșit, după o oră am reușit să aceste porcării. Nu mai pot, am căutat o oră, doamne. Prieteni, sunt gata să încing drago. Băi, ce se întâmplă? Măi, iară, băi, dar cât e ceasul? Băi, prietene, dar dormi viața, ce do... Băi, mă, ăsta e chiar așa obosit? Ia să vă, băi, toată... Bă, cât e ceasul, bă, în Minecraft, bă, de doarme lumea, bă, ia miața mare, trezirea! Bă! Eu nu mai poate să întoarce, zice, bă, bă, Nic, tu că rău, mă, te mi-e stom, pleacă. Cred că știu cum pot să-l mut pe ăsta micu de aici, ok. Și o să vină unde e patul, nu? Ia, vină cu a. Hai, vină cu a. Vină cu a, vină cu a, ia, 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 wow, wow. Și acum, și acum, fii atent, acum, hop, vină cu a, vină cu a, vină cu a, ia, uite, patul aici, haide, hai la pat, ia, ia, ia. Op! Ia, ia, vino, 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 ia, ia. Vino, mă, cu culcarea, vino. Uite, te-am păcă. Op, prank, mă, vino cu aia, uite, ia, uite-l. Ia, uite patul, hop, ia, uite patul. Noapte bună, voi, nu mai ești aici în viața ta.
Bine ai venit. Ratatule. Ok, prieteni, cel mai incitant episod din lume. Bă, nu știu de ce e așa, frate. Adică ăsta ar trebui să fie cel mai tare episod din lume și eu nu fac nimic, bă. Eu mut săteni, îl mut pe ăsta, pe Gustavo. Băi, Gustavo, păi dacă străznesc una, mai faci tu de astea în viața ta. Hai. Bun, acum punem de asta, prieteni. Mamă, sunt așa de fericit. Și după îi punem reston și suntem gata de luptă. Potion of slow falling, prieteni. Acum am nevoie doar de o bucățică de reston și s-a terminat. Am aceste poțiuni of slow falling. Avem totemul, avem bâncărica de cartofi, avem sabia vieții și cel mai important, o să avem unul de aici cu noi. Prieteni, mai știți planul din trecut de acum câteva episoade? Dragele mele puicuțe, vă promit cândva vom cuceri lumea. Ciocănel, cel nou, limbă, cioate, Marian și Rita, voi pleca, prieteni. Uitați-vă pentru ultima oară la mine, prieteni. Luați-o mâncărică de cartofi să aveți ce mânca cât sunt eu plecat. Poftim, nu că ție nu, tu ești alergică la cartofi. Poftim, poftim și tu, ora. Prieteni, astăzi voi face ceva. Băi, ai mâncat-o de... Măi, ciotă, ți-e foame rău, mă, ce ai pățit? Deci ești în creștere, nu știu ce ai. Voi avea o misiune foarte grea, mă duc să bat dragonul. Vă iubesc, prieteni. Aveți grijă de voi. Aveți grijă, pleacă tati. Tati nu poate să vă ia cu el. Tati va pleca și se va întoarce cât de curând poate el. Tati nu vă, nu vă va dezamăgi. Nu vă văd dezamăgit, tati, am zis. Băi, n-am mai jucat Minecraft vreo 2 săptămâni și nu mai știu pe unde să o iau la Dragon, bă, la portalul ăla. Pe unde Dumnezeu era? Eu cred că revin, prieteni, când găsesc drumul ăla, că să mor de mai știu. Deci nu mai știu pe unde o luam. Deci știu că era pe aici, pe nu știu, ieșeam pe aici, hop-top, pe portalul, dar hop-top nu-i portalul. Din păcate camera mea s-a închis, dar nu este nicio problemă. Eu mi-am spawnat aici găinușele mele cu care am promis că voi bate dragonul. Uitați câte sunt peste tot, vor crește mari și vor bate dragonul care este fix acolo, prieteni. Uitați-vă la el. Vreau să fie găini peste tot. Vreau să fie găini peste tot. Îți dai seama cum se uită oamenii ăștia la mine? Bă, zic, bă, ce face asta, frate? Băi, frate, ce face asta? Ce face asta? Băi, de ce pune găini aici, frate? Dar noi suntem fermieri, ce suntem aici? No! Vei plăti, nemernicule! Găinușe, mai repede, prieteni! Trebuie să facem asta cât mai avem forță! Wow! Pleacă! Wow! Pleacă! Pleacă! Bă, bă, de ce sunt așa mulți? Bă, ce-am făcut? Ce Dumnezeu am făcut? Dragonul acolo se răsucește în mormânt, nu mai poate de nervi și eu sunt aici și îmi spawnez găinușele mele. Mamă, e plin de găinușe aici. Bă, du-te. Pleacă. Bă, nu sunt gata de luptă. Mi-e frică, să mă rămâiți mei, mi-e frică adevărat. Nu am poțiune, repede, bea poțiune, zicule, bea poțiune, repede să mă rămâiți mei, zicule, ne omoară. Ai crezut că mă poți nimeri? Dar eu îți voi distruge tot ce ai tu mai de preț. Prietenii, voi da o lecție nemernicului ăstuia. Haide! Unde ești? Unde ești și de ce ți-e rușine să mă înfrunți ca un Nemernicule, ai bătut atâtea generații de-a strămoșilor mei. Vrut ai tu să mă înfrângi când eu o bătui pe măta. Ia de aici! Ia de aici! N-am nimerit niciuna. Ia de aici. Mai e una, am înțeles, bine. Bă, nu e bine. Ajutor. Fug la hații ăștia după. Bă, de ce? Bă, sunt mort, gata, sunt mort. Am murit, gata, m-am dus. Băi, panarama, pe cine bastu, mă, pe măta, mă? Nu mai ascult, Ajutor! Băi, era sigur că nu-ți pregătit să bat dragonul! Pleacă! Bă, dar nu m-am uitat în... Totem of Undying, please help me! Help me, fucking idiot! Wow!
Nu vreau, nu mai am tot timp să moară băieții mei. Bă, dar nu ți-am făcut nimic. Pleacă, handicap. Bă, stai bătut în cap să mă... Bă, stai ca ăla din liceu de te bate fără să-i faci nimica. Bă, ce ți-am făcut, bă, urâtule? Ce te impacientezi așa, bă? Te-a trimis tactul după mine, mă, urâtule? Bă, n-auzi? Îl pot bate, trebuie să-i dau la cap. Wow! Bă, nu pot să-l nimerez de unde știe șutocan ăsta, mă, sau ce? Wow, 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 deci dragonul i-am scos un sfert de viață. Bă, mai ții minte, bă, când l-ai bătut pe tataia, să vezi ce-ți fac eu acum când i-ai dat totul lui tataia cu sabia și a dat singur în cap. Wow, ok, n-a funcționat. Îți dai seama acum ce zic vecinii mei, că zice, bă, ce fac ăștia acolo, bă, îl tai pe ăsta micu, ce ai fac, bă, l-a dat la facultate, îl tai, ce-i fac acum, hop. Bă, dacă l-aș nimeri, bă, dar nu mai pot, mi se termină arcul, mă doare degetul să mor. Haide! Uite așa, îi dau în față, mamă, uite ce prost e, prieteni, eu sunt urmat acum, haide! Dichea avantaj ca România 94, hai Hagi, dai Hagi în România avantaj! Apără Ducadam, vine ăștia sungurii, mamă, zice, îi dau, mamă, băieții mei, fii atent, ca România 91, apără Ducadam întâlne, ia avantaj, Nichea avantaj, 1-0 pentru Nic, 0 pentru Dragon, haide, opa! După Dragon, prieteni, dați-i și voi la ne... Acum, e momentul! Ăsta-i! Asta e momentul! Haide! Acum e momentul! Acum e momentul! Haide! Asta e momentul! Bă! Wow! Este, bă! Să moară băieții mei, l-am rupt! Uită-te! Să curgă! Să curgă! Hopa, 53 de bani. Da, pără Ducada, mă, dragonului. Prietene, acesta este oul dragonului pe care trebuie să-l iau, dar trebuie să mă duc în lumea mea. Trebuie să-l iau, uitați, prieteni. Prieten, trezire, am bătut dragonul! Gustavo, băi, Sandule, Sandule, ăștia vor să doarmă. Ce morții, mă, e mânia ăsta! Băi, nebunilor, am bătut dragonul! Trezirea, prieten, băi, ăștia nu vor, băi, să mai beau o gură de apă, că mă, nu mai pot, am bătut dragonul. Nu-mi vine să cred, băi, nu v-ați mâncat astea, mă, l-ați lăsat pentru mine, ce foame mi-a fost! Am bătut dragonul, Sebastian! Ce vrei, bă, urâtule, că am bătut dragonul, mar și tu și tu și toți și măta și tot. Ăștia vin pe mine acum că am bătut dragonul. Sebastian, hai să zică fratele tău ceva. După ce îl bate pe urâtule, băi, pleacă, mă, tu ești cu dragonul, du-te de aici, pleacă, fă o baie, du-te pe măta acolo. Ia uite, se zvârcolește ăsta pe pacă, nu mai pot ăștia că fac eu gălăgie. Nu mă mici de aici, o să fac gălăgie până nu mai pot, numai ca să nu dormiți. Leneșilor, doarme patul sub voi de lene care sunteți. Mamă, zici că-s mama. Trezirea și fă ceva cu viața ta, n-auzi? Știți ce vreau să fac eu acum, prieteni? Vreau să fac un piston. Ia să vedem, piston, dăm de asta. Piston, bum, dăm pistonul frumos. Facem o levieră, cum îmi place mie să-i zic. Și mergem să luăm acel de ăla. Așa, cum îi zice. Da? Pe care îmi deranjează. Băi, nu vine să cred, bă, în propria mea casă, bă, în fața câinilor mei. Pleacă, du-te în gât, băi, nu mă... Băi, n-ați văzut nimic, da, prieteni, nu ați văzut nimic. Ciocănel, de ce te uiți în jos, n-ai văzut nimic, ca nu-ți fie rușine, stai liniștit. Ok, mă voi culca, pentru că războinicii dorm mereu cu sabia în mână, indiferent dacă e grea sau nu, dorm cu ea în mână, orice ar fi. Să știți de la mine, prieteni, așa fac, așa făcut, pleacă, că chiar nu am chef, nu vreau, deci nu vreau. Hop! Și am venit în end la prietenii mei. Bă, oare mai e vreo găinușe pe aici? Că sincer, ia. Wahoo! Ia uite-le, mă, cum stau aici, prieteni, ce faceți, mă? Au crescut mari, mă, da, le-ar tata numai mâncare bună. Luați-mă și mâncați mâncărică de cartofi. Luați. Ia, oraș al găinilor. Fiți atenți cum se face treaba. Se pune pistonul aici. Se pune levierul și... Bine, mă, pistonule, bă. Și unde, mă, uite aia, mă, cu
Cum se numește, mă, cu asta? Băi, ce ți-am făcut, băi? Pleacă de aici. Prieteni, astăzi o să fac o nebunie, pentru că îmi permit. O să-l pun pe un cup de diamant, măi, obosiților, mă, că îmi permit. Și știi ce? Și știi ce? Îmi permit să fac și asta, îmi permit să fac și asta. O să fac chiar multe, pentru că îmi permit, ia fi atent, hop. Ziceți, mă, unde să punem moul dragonului, că nu mai suport lângă casă, nu vreau lângă casă, aici, nu vreau aici. Băi, cel nou, dă-te jos, mă, că astea costă mult tare, mă, nu le atinge, le murdărești, te-ai tot dus. Bă, dar de fapt nu-mi place, mă, cum arată, nu-mi place așa, prietene, ia ăsta. Ua, căzut-o! S-a teleportat-o, am înnebunit. S-a teleportat-o, prieten, nu vine să cred că trebuie să-l sparg așa mereu. Aici o să vină cubul de diamant și aici o să vină o umă, că așa voiam să iasă. Ia uite-l. Pac, 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 pac. Păi asta e altceva? E, băi, asta e altceva. Hop, 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 hop. E, cum arată-o, prieten, om? Wow. Gen, sunt super extra mândru de mine. Am bătut dragonul, prieteni. Uite cât de fain a ieșit ăsta al dragonului. Mamă, cât de fain arată. Ia uite, prieteni, bucurați-vă în cinstea mea. Normal, cine-i cel nou, nu? Ciuată, ciuată. Bă, numai tu, ciuată, poți să faci asta. Dă-te, mă, jos de aici, ciuată. Bă, ciuată, dă-te, mă, jos din ba. Prieteni, sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați, dați un like și un follow pe Instagram neapărat. De asemenea, să-mi spuneți dacă vreți să mai facem un episod cu Minecraft. Am bătut dragonul, suntem cei mai tari. V-am pupat, babă.